Ceea ce este foarte important, Parlamentul European rămâne extrem de angajat față de Republica Moldova, asta însemnând că procesul de sprijinire a orientării pro-europene de la Chișinău este unul extrem de consistent. Mă refer la faptul că există un mare interes în legătură cu negocierile de aderare a Republicii Moldova la deformarea coaliției pro-europene de la Chișinău, dar în egală măsură este un sprijin substanțial în ce privește eforturile viitoare ale Republicii Moldova de apropiere de Uniunea Europeană. Cred că în momentul de față, implementarea de către noul guvern de la Chișinău acordului de stabilizare și asociere devine nu doar posibilă, dar devine cea mai bună garanție pentru o potențială candidatură a Republicii Moldova în viitor la Uniunea Europeană. Spun aceste lucruri pornind de la faptul că toți politicienii care au un rol important în politica externă, politica de vecinătate a Uniunii Europene, se uită cu mare interes și cu mare simpatie la ce se întâmplă acolo, ca și la raționalitatea de care dau dovadă liderii Republicii Moldova în acest moment, și vreau să cred că aceste speranțe ale noastre vor fi confirmate de negocieri. Asta e cel mai important lucru, ca negocierile să conducă la un guvern care să continue eforturile acestea impresionante de apropiere de Uniune. Am trăit emoții destul de puternice în ultimii ani, văzând evoluțiile în zonă, Ucraina, anexarea Crimeei de către Rusia, sigur, tendința aceasta puternică de a influența, iată și a rezultatul alegerilor din Republica Moldova, nu a fost unul foarte clar pro-european, da. A fost o diferență mică. Vedeți riscuri? Ce riscuri majore ați vedea în următoarea perioadă? Riscurile sunt mari și ele provin din faptul că Rusia a relansat o atitudine imperială, o atitudine extrem de agresivă, care s-a concretizat nu doar în ceea ce spuneați dumneavoastră, ocuparea Crimeei și sprijinirea deschisă a intervenției și destabilizării din Ucraina prin crearea unor structuri gen Republica Autonomă sau Republica Populară a Donbasului, unde Rusia este în mod clar și recunoscut ca atare un actor. Dar Rusia a anexat de facto recent și Osetia de Sud prin un așa zis acord de cooperare și parteneriat care include în sistemul de frontiere și vamal această provincie care a aparținut din perspectiva legii internaționale statului Georgia. Ori nu putem să excludem capacitatea Rusiei de a interveni și de a destabiliza. În egală măsură, cred că pe măsură ce apropierea Republicii din Moldova de Uniunea Europeană capătă consistență, în egală măsură vom putea avea mai multe garanții ca eforturile de destabilizare ale Moscovei să se reducă sau să-și reducă din eficacitatea de până acum, chiar dacă Transnistria rămâne o placă turnantă în operațiunile de tip conflicte înghețate și de tip post-conflicte înghețate pe care Rusia le operează în ultima vreme. Dar cred că inclusiv noua abordare a politicii de vecinătate și a politicii de lărgire a Uniunii Europene, care vizează finanțarea din fonduri de preaderare a unor proiecte de infrastructură cu statele cu care noi avem parteneriate, statele din acordurile de stabilizare și asociere, și apoi construirea unor proiecte economice comune, vor fi de natură a consolida integrarea Republicii Moldova în spațiul economic al Uniunii Europene, ceea ce va asigura noi elemente de protecție, nu de natură hard, de tip militară, dar de natură soft, politică, economică. Dacă ar fi să numiți două elemente pe care România ar trebui să le facă prioritar în relația cu Republica Moldova pentru a sprijini acest proces, care ar fi acesta? Întâi de toate, România trebuie să fie extrem de discretă, să vorbească puțin și să facă mult. Și în egală măsură să coopereze cu partenerii noștri din Republica Moldova în
în lansarea unor proiecte comune. Mă refer la proiecte de infrastructură energetică. Acestea sunt cele mai importante, ca și proiectele de infrastructură rutieră și feroviară. Dacă vom face aceste lucruri, vom găsi sprijinul necesar și, în egală măsură, vom ancora și mai solid Republica Moldova. După aceea, România trebuie să fie unul dintre acei factori, nu singurul, dar unul din factorii cheie, capabil să construiască pachete de coaliții în jurul unor proiecte referitoare la Republica Moldova, proiecte europene în integralitatea lor, care, odată sprijinite de către Uniune și eventual finanțate de Uniune, să devină ca atare proiecte europene extrem de semnificative pentru Republica Moldova. Vorbitul prea mult despre Republica Moldova și mai ales declarațiile siropoase nu ajută nici România, nici Republica Moldova și nici Europa în ansamblu.